13 mai 2024 azi era anunțat o vreme rece, dar iată că a dat soarele, e destul de cald și cu o zi înainte de cum mi-am programat eu, de fapt, pot să verific eclozarea reginelor la bocii care le-am dat în nucleere formate și să văd doar eclozarea, nu deranjez cu absolut nimica. Verific bocile artificiale care a eclozat și care nu. În mod normal ar trebui să fie în regulă, dar e un lucru ce trebuie verificat. Aici au fost formate două roiuri, în stânga, în dreapta. Albinuțe sunt. Verific doar eclozarea bocii. Nu mă uit după mat, că nu mă interesează. Mătcuța a eclozat, o să vă arăt și vouă imediat, nu umblu la knockout. Așa. Knockout, mai verific acest nucleu peste 10 zile. Nu mă interesează în acest moment să văd matca. Verific doar eclozarea, atâta mă interesează. Bun. Trec la următorul. Să văd dacă și aici a eclozat. Și aici la fel. Scot doar botca. A eclozat perfect, nu mai deranjăm, punem deoparte. Strâng ramele și verific peste 10 zile. Deci iată așa decurge această verificare. Fac un filmuleț scurt, aici nu lungesc, sunt roiuri făcute pe aceeași locație. Și le las în pace. O să vă aduc să vedeți ce fain eclozează, ce fain au eclozat măcile din aceste boci artificiale. Așa. Ah, că nu-i bine. Îi pun și înălțătorul. Deci ăsta e primul lucru care îl fac azi, verific toți nucleii care au boci artificiale, să eclozeze reginele respective. Aici totul este în regulă, 10 zile de pauză. Bun, să vă arăt. Cum trebuie să arate o astfel de botcă. Iată, așa trebuie să arate, frumos tăiată, perfect pentru eclozare. Așa și aici, perfect. Iată așa arată. Deci foarte, foarte fain. Acum eu ce fac? Nu mă interesează astea, au eclozat și iau ceara. Bun,
Iată, am luat ceara cu pule cu tot și rămâne fundul boci și aici pot veni să lipesc din nou. Voi lipi din nou cupule artificiale pe care le fac din ceară și dau altele la crescut. Deci cam asta e treaba. Eu verific mai mulți. Am format câțiva roi acum două zile. Am câteva boci și acolo trebuie să adaug bocile respective. Bun. Cam atât. Până la următorul film, numai bine!